Bună seara, domnilor și domnilor, bun găsit și în această seară de vineri, de la ora 19, la frumoasa noastră emisiune, sub semnul întrebării. Mă grăbesc să-l salut pe încă primarul Lupeniului, domnul Mesaroș. Iacob Mesaroș. Bună seara, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Iacob Mesaroș, încă primar la Lupeni. Domnilor și domnilor, încă lucrurile sunt foarte încălcite în politica românească. Ați văzut tot circul din ultimele săptămâni în legătură cu demiterea guvernului Grindeanu prin moțiune de cenzură. Iată, acum s-a întâmplat și demiterea propriului guvern de către coaliție. Se vorbește foarte mult despre cine va fi noul premier desemnat. Vă spun sincer, în această săptămână Klaus Iohannis a fost plecat în deplasare, nu-i așa, la Consiliul Europei și a fost în vizită la doamna Merkel, cancelarul Germaniei. A avut o prestație foarte sobră și foarte în conformitate cu fișa postului de președinte de țară. Mi-a plăcut în mod deosebit felul în care a pus problema în legătură cu nominalizarea noului premier desemnat pentru a face noul guvern care va fi validat de către Parlamentul României și vreau să vă spun că după foarte mulți ani în care lucrurile n-au stat așa, iată o declarație a președintelui care spune că va desemna pe acel premier care nu are probleme deosebite, este un profesionist și mai ales are o majoritate parlamentară în spate. Domnule Iacob Mesaroș, cum vedeți prestația președintelui din ultimele zile, ținând cont de imaginea slabă pe care a avut-o în ultima vreme, începând cu prezența în piața universității cu ocazia protestelor din ianuarie și așa mai departe? Iată, acum avem un președinte pe care tot mai mulți oameni îl felicită pentru prestația de zi cu zi. Tot la dumneavoastră în emisiune l-am criticat atunci când a ieșit în piața universității în scandalul care era împotriva guvernului în primele zile din ianuarie, pentru că era clar că și-a depășit fișa postului intrând în masele care erau adunate acolo împotriva guvernului. Nu era corect ca președintele să-și aibă locul acolo. Dar în momentul de față, văzând situația actuală atât pe plan extern cât și pe plan intern, consider că dânsul se află undeva la nota 10, spre maxim. A procedat foarte corect la toate întrebările, a dat răspunsuri pertinente, nepărtinitoare, a spus că respectă majoritatea. Pentru prima dată, vă aduceți aminte că în ianuarie, când a chemat la consultări, a chemat separat ALDE, PSD și n-au vrut să meargă. Dânsul recunoaște că există o majoritate, respectă hotărârea majorității, este, cum s-ar spune, detașat de tot ceea ce înseamnă părtinire față de unul sau altul. Este, într-adevăr, președintele corect al României. Aș vrea să vă întreb așa, cărui fapt se datorează schimbarea radicală și de mesaj și de prestație în funcția de președinte al României, lui Klaus Iohannis? Pentru că eu, sincer să fiu, până la vizita sa în Statele Unite, invitat de Donald Trump acolo, nu m-aș fi așteptat la o astfel de poziție neutră, corectă și în conformitate cu fișa postului de președinte de țară. Ce credeți că l-a făcut să se schimbe așa radical, 180 de grade? S-a schimbat la 180 de grade datorită experienței care a acumulat-o în acești 2 ani de când e președinte. E una să vii din primar al Sibiului și să-ți iei o țară întreagă în spate și chiar dacă a avut, și știți că și-au schimbat consilierii personali des în prima perioadă, n-a avut nici consilieri buni care să-l sfătuiască, probabil acum are o garnitură de consilieri mai experți care îl sfătuiesc ceea ce are de făcut și a văzut și dânsul politica externă a altor președinți pe ce se axează. Și atunci s-a acomodat la, cum s-ar spune, la mileniu 3 și avem un președinte de mileniu 3. Vedeți, în 3-4 săptămâni de zile, imaginea României, pe lângă foarte multele și marile derapaje, a crescut foarte mult în ochii străinilor. În schimb, iată, Danemarca refuză să extrădeze pe pușcăriașii români care sunt în pușcăriile din Danemarca. Iar reprezentantul Danemarcei la summit i-a spus
franc în față președintelui României această realitate, iar președintele României a spus că se va încerca rezolvarea problemei structural. Ce credeți că ar fi vrut să spună? A dat un răspuns diplomatic. N-a intrat nici în contradicție, nici pentru... A lăsat totul sub o umbrelă a negocierilor și a serviciilor care trebuie să-și facă problema, inclusiv pe parte de politică externă. Are cabinet pe externă, se va ocupa, dânsul va ieși și va da doar răspunsurile clare, pertinente. A făcut foarte bine acest gest, spunând totul la general. Ne vom ocupa și de această problemă. Bun, și acum să revenim la politica noastră internă. Dumneavoastră sunteți fruntași PSD cu trup și suflet. Ați fost, astăzi se împlinește un an de când aveți puterea la Lupen din nou, nu? E așa garnitura PSD de acolo, cu primar PSD. Ați fost jumătate de an primar interimar, iar puteți face o apreciere, să zicem, corectă și exactă asupra acestei dileme care stă în mintea foarte multora dintre noi și recunosc că și în mintea mea, și anume, care au fost motivele reale pentru care majoritatea PSD-ALDE și-a demis propriul guvern. Nu-mi dau seama, pentru că acele povești în legătură cu fișa postului fiecărui ministru și cu evaluarea făcută de acel Darius Vâlcov nu stă în picioare, în opinia mea. Au fost puse multe lucruri. Unele pe înțelesul tuturor, altele cu ghilimelele de rigoare. Eu cred că în viitorul apropiat, nu prea îndepărtat, vom afla exact culisele care au fost la mijloc și ceea ce noi încă n-am putut afla, care este adevăratul motiv pentru care a fost demis guvernul Grindeanu. Că practic acum vedem că se vrea aceeași garnitură de miniștri, dar fără Grindeanu. Și câțiva miniștri care chiar n-au performat, au avut o prestație slabă în fruntea ministerilor pe care le-au condus. Am înțeles, dar la evaluare se spunea că 60% din puncte nu au fost atinse pentru perioada de guvernare. Păi dacă 60% nu au fost atinse, înseamnă că și 60% dintre miniștri ar trebui să cam plece. Și atunci, de fapt, motivul real n-a fost acea evaluare făcută de Darius Vâlcov și aruncată în spațiu public, așa, pentru ca să fie praf în ochii celor. Nu, ceva există la mijloc acolo și viitorul ne va spune ceea ce a fost exact, probabil chiar cei ce conduc, președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților. Știu, dar nu vor să spună prea multe lucruri, să nu creeze un haos în țară. Bănuiesc că... Vedeți, un sondaj făcut de către DC News, site-ul DC News, astăzi ne spune un sondaj făcut la care au răspuns peste 224.000 de oameni, spune așa că într-o proporție de 67,07%, oamenii ar dori ca să fie nominalizat un premier al coaliției PSD-ALDE. Cu alte cuvinte, PSD-ALDE ar fi de dorit ca să dea noul premier în continuare. Un scor dezastros, sub așteptările și sub toate comunicatele pe care peneliștii și usăriștii le-au prezentat în spațiu public în ultima vreme. Și mă refer aici la noul președinte ales al Partidului Național Liberal, care spunea că nu crede în sondaje de opinie. Iată, aici PNL-USR ar fi dorit la guvernare de o proporție de 10,96% dintre respondenții la sondajul de opinie respectiv. Un scor zdrobitor. Cum comentați acest scor? Eu cred că este corect ca această guvernare care se va forma acum să fie ALDE PSD, întrucât majoritatea, e clar, nu este o majoritate foarte confortabilă, dar undeva la echilibru. Nu poți numi un premier din altă tabără, chiar să încerce să-și facă o majoritate, că face o majoritate undeva la 45-46%. A, nu mai e majoritate. Și aia e majoritate. Deci trebuie lăsat PSD-ul și PNL-ul și cred că acum PSD-ul și ALDE va veni cu o garnitură mai consistentă și oameni cu pregătire un pic mai pe măsura solicitărilor necesare. Nu cred că domnul Dragnea a scos în primul guvern spuma. A încercat să promoveze și tinereci din toate sferele, dar acum cred că va veni cu oameni mai de elită și mai de calitate.
Mai am o întrebare în legătură cu acest sondaj de opinie făcut de Decenius. Tehnocrații, un guvern tehnocrat ar fi de preferat de 21,91% dintre respondenți. Iarăși un scor foarte mic. Mai mic, că noi am văzut ce am pățit sub guvernare tehnocrată. Noi n-am avansat cu nimic. Dacă ne uităm numai pe cifrele care au fost pe proiectele europene, cu bani atrași de la Uniunea Europeană, am avut 4, ceva la sută din ceea ce puteam atrage. Deci nu ne mai trebuie ceea ce am avut. Deci am pățit-o și nu mai vrem. Dar totuși, nu știu cum explicați dumneavoastră diferența aceasta foarte mare între scorul PNL-USR, da? Și scorul obținut de tehnocrați. Deci mai mult de, deci aproximativ 11% e diferența dintre ei în favoarea tehnocratului. Adică un partid mare de opoziție care ar trebui să fie motorul și locomotiva opoziției, și anume PNL-ul, împreună cu USR-ul, care se spunea că este un partid pe val, care e în creștere, iată, nu scor decât un scor de 10,96%, ceea ce este umilitor pentru ei. Da, pentru că totuși, să ne amintim, salariile minime pe economie au crescut sub guvernarea al de PSD. Pensiile s-au mărit cu 5,5%. Am avut creșteri salariale. Normal că va intra și salariul care va trebui să intre pe grilă pentru cei care sunt prinși cu 1 iulie. Cu 1 ianuarie 2018 vor intra medicii și profesorii. Deci intrăm cu punctul de pensie de la 1 iulie. Lumea a simțit și până acum ceva în buzunare și a avut o încredere în guvern. Deci în 6 luni de zile niciun copil nu se naște. Deci, da, pe un guvern să-și pună programul în aplicare. Deci, ceea ce au pornit, dacă vor tura motoarele, s-au pierdut acum câteva zile și se va urma pierde probabil vreo 2-3 săptămâni până la așezarea guvernului, a secretarilor de stat. Dar lucrurile trebuie să meargă mai departe. A fost un vot zdrobitor, trebuie să fie și o guvernare zdrobitoare, dar nu pe negativ, pe pozitiv. Bun, și acum toată lumea vorbește despre faptul că UDMR-ul va fi într-un fel sau altul arbitru acestor majorități care se vor face în Parlament. Iată, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat în contextul formării unui nou guvern că pactul de colaborare parlamentară semnat cu PSD-ALDE are un termen de 4 ani. Ce vă spune dumneavoastră treaba aceasta? Declarația lui Kelemen Hunor. Deci, pact de colaborare... Înțeleg când tragem amândoi la aceeași căruță. Colaborăm. Mai pune unul furcă de fân, mai pune celălaltul. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat acum. Când a fost la momentul zero, au venit tot felul de pretenții, tot felul de lucruri aberante, care nu puteau fi trecute cu vederea. Deci, dacă dânsii solicită tot felul de lucruri, să ne uităm. Sunt posibile sau nu sunt posibile? Pragul de la 20 la 10%. Sunt lucruri care dânsii au venit crezând că acum gata, cu această guvernare punem capacul și colina. Da, această declarație pe care v-am prezentat-o mai înainte vine după scandalul acela. Băi, după. Au făcut un pas înapoi udemeriștii și merg în continuare. Și mai spune Kelemen Hunor, dacă nu vrem să rămânem blocați cu cele 6,5% ale noastre, trebuie să avem un dialog cu cineva. Deci de la Revoluție și până acum nu s-au învârtit pe alte procente. Deci, mai mult de atâta nu vor avea, mai puțin da, dar mai mult nu. Bun, cu alte cuvinte, ca să vă întreb direct așa, să o luăm pe scurtătură. UDMR-ul va susține pe noul premier desemnat de această majoritate PSD-ALDE și vor trece la votul de investitură, va trece guvernul fără nicio problemă? Deci, dacă țin la țară și la tot ceea ce se întâmplă la țara asta, să-i susțină, dar fără condiții. Necondiționat. Asta înseamnă corectitudine. Nu, eu te susțin, dar numai dacă îmi dai ce vreau eu. Nu. Păi, sunt niște declarații de bun simț până la urmă. Ați văzut? În perioada următoare, spune Kelemen Hunor, trebuie să ne concentrăm pentru ca atmosfera antimaghiară să nu crească, deoarece are de suferit foarte mult comunitatea noastră. Deci este adevărat. Și vă dau și dovada. Dar este, este un mesaj de bun noi simț. Avem acum 22, 23, 24 și 25. 4 zile ale Open, sărbătorite zilele maghiarilor, cu diferite concursuri. Avem 2 spectacole la Palatul Cultural, unul mâine, unul poimene. Adică trăim într-o relație foarte bună cu maghiarii din zonă. Ce adică ne trebuie mai mult de atâta? Au aceleași drepturi. Avem consilier în Consiliul Local al Open, care i-am dat funcția de președinte Comisie Buget Finanțe. Deci, cu toată deschiderea, cu toată
ceea ce înseamnă pentru minoritate. Le-am acordat, suntem de acord, participăm la toate festivitățile care le-au dânsii, dar nici să vii cu ceva care depășește sau să sari calul, nu se face. Bine, aici în Valea Jiului a fost totdeauna o societate cosmopolită unde toate etniile au trăit într-o armonie, ungurii, nemții, polonezii, românii, moldovenii, habar n-am, pentru că așa a fost natura activităților de extracție a cărbunelui. Care au coagulat toate... Care au, da, și care acolo în fundul pământului nu mai ții cont de etnie, de limbă, de ci nimic în fața viața. Pericolului. Sigur că da. Domnule Iacob Mesaroș, cum au fost aceste 6 luni de activitate în fruntea administrației publice locale de la Lupeni? Aș vrea să spun că în 6 luni, chiar am împlinesc acum 6 luni de când sunt primar interimar, am avut o activitate, vreau să spun, cu puncte pozitive în ceea ce privește administrația orașului Lupeni, și nu datorită numai mie. Am avut o echipă în primărie cu care am putut lucra și cu care lucrez și la ora actuală în condiții foarte bune. Începând de la directorii de compartimente, tot ceea ce înseamnă parte tehnică, de la primul om și până la ultimul om din biroul respectiv. Și de ce nu? Putem merge până la femeia de servici care ne-a asigurat confortul în primărie și în birouri pentru a avea condiții să lucrăm. Am realizat tot ce am avut pe grafic până la ora actuală datorită echipei care am avut-o. Nici unul nu se poate lăuda că eu am făcut asta sau asta sau asta. Nu. Împreună am putut realiza tot ceea ce am realizat. Cred că locuitorii municipiului Lupeni sunt încântați de ceea ce văd că se întâmplă în orașul Lupeni și sperăm ca elanul și entuziasmul să nu ne dispară precum ceața dimineața și toate se duc. Domnule Iacob Mesaroș, vedeți, eu am fost un participant la campania electorală de la Lupeni în perioada campaniei electorale și participat în sensul că am fost moderator la niște emisiuni electorale unde s-au pus în discuție niște neajunsuri ale administrației publice locale. Cum ar fi, să zicem, insuficienta promovare și vizibilizare a domeniului schiabil de la Lupeni, de acolo, de la Straja, anumite lucruri care s-au făcut, să zicem, s-a pus carul înaintea boilor în legătură cu niște lucrări publice privind asfaltarea și executarea trotuarelor înainte de canalizare și aducțiunile de apă, tot felul de lucruri din acestea. Mi-a spus o întrebare și mi-a zis că mingea la fileu, cum nici nu trebuia mai bine de așa. Am urmărit emisiunile dumneavoastră din campanie, pe toate, că eram interesat să văd fiecare candidat cu ceea ce vine și spune. Dar am vrut să intervin și telefonic, te-am zis, nu este corect. Fiind emisiune electorală... Și eu fiind primar în exercițiu. Corect. Dar acum pot să vă spun deschis și discutăm prietenește și dânsii știu. Dar se făceau că e altceva. Vă rog. Tot ceea ce am executat noi, lucrări de trotuare, drumuri, le-am lucrat în colaborare cu APASERV. Am sărit anumite tronsoane de trotuare intenționat unde știam că vin rețelele de apă, iar unde ne-am băgat pe cartiere direct și am făcut în proporție de 90% ceea ce a treia realizat, am făcut unde știm că nu se sparge absolut nimica. Partea care vine spartă de trotuare, Bărbăteni, și pe stânga și pe dreapta, le-am lăsat neasfaltate. Doar am pus bordura carosabilă, în rest nu-i pus absolut nimic. Acolo se va intra cu lucrările de canalizare, cu ridicarea cotelor de la subsolurile blocurilor pentru canalele principale care vor duce la canalul colector. Deci nu am intrat pe zone să asfaltăm unde știm că peste o lună sau o săptămână vom sparge. Da, va fi o zonă, strada Calea Brăii, unde anul trecut am asfaltat-o și anul ăsta o vom sparge să aducem canalizarea, aducțiunea din Straja, să ducem 2 fire de apă, unul pentru rezervoarele 2000 și returul înapoi în oraș, dar dacă nu executam acea lucrare, nu se putea circula în iarna 2016-2017 pe drumul către Straja. Cu alte cuvinte, dumneavoastră aveți argumente solide ca să infirmați
Categoric. Pe criticii dumneavoastră și spuneți că administrația publică locală a luat în considerare toate elementele astfel încât lucrurile să fie executate pe măsură ce sunt necesare și pe măsură ce se dezvoltă orașul. Da, și doar în zonele unde știm sigur că nu se va interveni cu spărturi pentru a schimba rețelele de apă și canalizare. O altă întrebare pe care știu eu am reținut-o din campania electorală a fost situația cu foarte multe blocuri care nu au lift. Nu există un lift funcțional în Lupeni. Foarte multe fațade de blocuri prezintă un risc foarte mare de accidentări a celor care trec pe lângă ele prin jurul blocurilor datorită uzurii avansate a fațadelor și care cad și așa mai departe. Ce le spuneți oamenilor ăsta? Da, în privința lifturilor aș vrea să vă spun că nu există niciun lift în orașul Lupeni să funcționeze, în afară de liftul de la spital. Și de ce? Toate lifturile la Revoluție au funcționat. Eu lucram atunci la firma de gospodărie a orașului când a venit Revoluția și mi-aduc aminte că aveam o echipă de 8 liftieri care se ocupau de lifturi. În momentul în care nu a mai existat gospodărirea locativă și comunală, cum se numea atunci, oamenii au plecat, lifturile au rămas în paragină, oamenii nu și-au angajat nicio firmă ișcirizată, că ele ar putea fi puse, motoarele în funcțiune, tot ceea ce trebuie, dar trebuie plătit. Bun, dar până la nu există asociație de locatari care să le ia în primire și să le gestioneze. Da, dar până la urma urmei, această situație a lifturilor, în responsabilitatea cui intră? A locatarilor, odată și-au cumpărat apartamentele, au cumpărat și spațiile comune, atât scara, ghena de gunoi, liftul, tot ceea ce înseamnă bloc, e proprietatea lor. Toate blocurile acestea care au fost inițial prin proiect prevăzute cu lifturi sunt proprietate privată a oamenilor? Da. Tot ceea ce înseamnă unde sunt lifturi sunt apartamente. Nu mai există chiriași. Și dacă există unul sau doi pentru unul sau doi, nu mai există serviciu în sine, s-a desfințat la AGCL-ul. Deci nu există, din punctul de vedere al administrației publice locale, o soluție care să vină din partea administrației, cumva. Deci nici n-am putea să ne implicăm atât timp cât blocurile sunt proprietate personală. Noi, ca primărie, să creăm un serviciu care să se ocupe de așa ceva. Că l-ar fi aducător de bani, că va trebui automat. Tu să încasezi de la ei și cum. Deci tot așa, ei, prin asociații de proprietari, își angajează firmă de întreținere a lifturilor, că în Petrușani am văzut că sunt și le-am verificat și eu și am văzut. Înțeles, dar mă gândeam așa că dumneavoastră, prin bunele dumneavoastră oficii pe care le-ați putea face, ați putea strânge mai multe asociații de astea de locatari, să faceți o ședință cu ei și să le explicați toate demersurile pe care ar trebui să le facă și mai mult de atât, așa aș vedea eu problema, să le acordați sprijinul ca să realizeze acea activitate, dacă doresc. Deci pe parte tehnică, noi ca primărie, putem să-i punem în legătură cu firme, să aducem chiar noi, să solicităm să vină la fața locului, să vadă despre ce este vorba, rentabilitatea lor. Ați văzut ca și cu gazul. Vin cei de la gaz, o stradă vrea să-și bage gazul. Bun. Câți metri de țeavă trebuie, nu e rentabil la 10 focuri. Noi ne trebuie cel puțin 30 de focuri ca un gaz să fie profitabil. Și te pune să plătești rețeaua, fiindcă nu ești pe rețea profitabilă. Așa și aici. Ei trebuie să-și plătească aceste servicii dacă vor să le aibă și să le întrețină. Acum, ca să terminăm cu acest subiect cu lifturile, foarte interesant, așa, spuneți-mi și mie, la etajele superioare trăiesc mulți bătrâni, cum se descurcă aceia? Bănuiesc că întrucât orașul este un oraș îmbătrânit, e clar că stau și bătrâni la etajele superioare și cred că se descurcă destul de greu, chiar foarte greu. Să fii la etajul 8, 9, 10 și să trească sunt numai de două ori să cobori să vii cu o plasă sau cu o sticlă de apă în mână la 70 de ani, 75 de ani, cred că e o povoară. Și ea trebuie găsită și latura asta socială și umană prin care ar trebui intervenit. La aia mă gândeam și eu că totuși oamenii aceștia ar trebui cumva ajutați. Nu știu, nu-mi dau seama care ar putea fi soluția optimă pentru ca lucrurile să se îndrepte. Deci după ce vom avea în primărie fixat tot ceea ce trebuie cu venirea noului primar, o să încercăm să facem tot ceea ce este posibil, să demarăm noi să-i ajutăm, să-i sprijinim în această soluționare a problemelor care e clar. Că și pentru un om sănătos, dacă trebuie să cobori de 2-3 ori de la etajul 8-9-10, ești terminat. Și mai ales pe perioada de asta de caniculă, vă dați seama că e foarte obositor. Astăzi a fost foarte cald în Valea Jiului și eu am suferit din cauza acestei situații, stări de temperatură.
Vedeți, o altă problemă care administrația publică locală din Lupeni ar trebui să o rezolve sau ar trebui să o aibă în vedere într-un viitor apropiat este atragerea fondurilor europene. Aici cum stați? Aș vrea să vă spun că noi am lucrat cu fonduri europene. Am făcut Palatul Lupeni, da, am făcut gondola. Am încercat acum din nou să depunem pentru cinematograful din Lupeni, care este o sală superbă, dacă a ajuns de minunea lumii în centrul orașului, cum arată. Și în momentul 2015, când trebuia să întocmim documentația, opoziția a votat împotrivă. Ghinionul nostru a fost că am avut doi colegi care erau plecați în concediu și n-am trecut hotărârea de Consiliu. Și nu am putut acorda banii să facem studiul de fezabilitate pentru a depune proiectul. Acum, în mandatul 2017, pe acest an bugetar, am prins bani pentru studiul de fezabilitate. S-au început deja studiile, încercăm să le depunem, să obținem bani pentru acest proiect care cred că și municipiul Lupeni merită să aibă o sală de cinema. E adevărat și asta, dar eu mă gândeam că vă referiți la la atragerea unor bani europeni pentru crearea de locuri de muncă și sprijinirea celor întreprinderi care creează locuri de muncă în Lupeni. La intrare în orașul Lupeni, veți vedea dacă veniți la Lupeni, se lucrează intens furnicăraie de utilaje la ecologizarea zonei de la Mina Sud, care a fost acolo. Ei, dânsii firma care lucrează, Conversminu, speră ca cel târziu în luna octombrie să termine complet de ecologizat tot ceea ce înseamnă. A dus la pământ vegetal și iarbă, aia însemnând 29 de hectare de teren. Noi acolo dorim să creăm o platformă industrială, unde să parcelăm frumos, întrucât avem dinși acum chiar lucrează la vechiul drum care exista cândva între Vulcan și Lupeni prin fața primăriei. Acea arteră de drum o vom redeschide din nou pentru cei ce intră la parcul industrial. Să nu blocheze circulația pe drumul de centură. Rețea de gaz avem, rețea de canalizare avem, apă avem, curent electric avem. Avem inclusiv chiar posibilitatea de intrare, că acolo am avut intrare și la calea ferată pentru vagoane. Deci tot ceea ce înseamnă infrastructură acolo se va realiza până în toamnă și să sperăm să putem obține să vină și la noi în zonă, având terenul și investitori. Altfel nu vin. Dacă n-ai ce să le oferi, vine și aici am 2000 de metri sau 3. Când îi pui o suprafață de teren dreaptă ca în palmă și au toate utilitățile, cred că vor fi atrași. De... Mai ales că nu le vom solicita nici taxe. Le vom da scutiri numai să angajeze oameni din municipiul Lupeni. Vom da scutiri pe terenul care le dăm în folosință. Bun, domnule Mesaros, trebuie să facem o pauză de publicitate, iar înaintea de pauza asta de publicitate aș vrea să vă întreb un lucru simplu. Acum, în perioada asta de vară, există probleme în orașul Lupeni în legătură cu oamenii bătrâni, oamenii aflați în suferință, cum îi ajutați, cum veniți în sprijinul lor? Pentru că am văzut că în alte orașe se fac puncte din acestea de, știu eu, de primire, de acordarea primului ajutor, de servirea unui parc cu apă rece și așa mai departe. Vă pot răspunde și acum dacă timpul este suficient. Chiar astăzi se poate verifica, am trimis angajații primăriei cu două mașini la Deva, avem aparatele cumpărate, aduse sunt la primărie, două corturi s-au dus doar să contracteze, să aducă apa la bidoanele acelea de 20 de kilograme care vor fi montate începând de luni în trei puncte din orașul Lupeni. Și în parteneriat cu Crucea Roșie de la Lupeni vom asigura inclusiv luarea unei tensiuni, glicemie și un pahar de apă rece trecătorilor care trec prin zona respectivă. Care au nevoie și care... Începând de luni, de la ora 10, acest serviciu va fi oferit gratuit de către primărie. Bun, domnule Iacob Mesaros, pauză de publicitate acum și revenim după aceea.
Tu ce faci vara asta? Vino la Rusu Garden să gusti cel mai bun burger Black Angus din oraș. Într-o ambianță cum doar aici găsești, mâncarea excelentă și terasa pe care poți să te bucuri de răcoarea parângului sunt tot ceea ce ai nevoie pentru ca vara ta să fie perfectă. Pentru cei mici am pregătit surprize care mai de care, așa că Rusu Garden e locul ideal pentru întreaga familie. Deci tu ce faci vara asta? Vino pe la noi! Rusu Garden, best burger in town! Clinica medicală Optic Line, clinică de nivel european de diagnostic și chirurgie oftalmologică. Peste 2000 de operații, servicii complete de ultimă generație pentru mii de pacienți, vederea recuperată și un stil de viață îmbunătățit. Nu mai am nevoie de ochelari, pur și simplu. Am primit o șansă la viață. M-am născut a doua oară. Efectiv, când am venit la control, am zis, wow! Văd foarte bine. M-am trezit că îmi oferă domnul doctor posibilitatea să fac o operație cu laser și să pot scăpa de ochelari. Clinica medicală Optic Line, Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 2F, Deva, Bulevardul Decebal, bloc M. Mai multe detalii pe site-ul opticline.ro. Mașina nu e doar o utilitate, ci și o bijuterie. Afli asta dacă vii la Drive by Jet, cea mai nouă spălătorie din Petroșani. Îți spălăm mașina interior-exterior cu cele mai noi aparaturi de pe piață. Ne ocupăm de estetica autoturismului și executăm poliș auto cu cele mai profesionale mașini. Pentru ca tacâmul să fie complet, realizăm schimb de ulei și echilibrare de roți. Ne găsiți în Petroșani, pe drumul spre Parâng, strada Malea, numărul 19. Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziție și pe pagina noastră de Facebook. Drive by Jet. Vino să te convingi! Mățișor, s-a întâmplat ceva? Sunt cu mașina la spălătorie. Soțul tău suferă de palpitații? Protejează-l altfel. Aspacardin te poate feri de palpitații. Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant, funcție contractuală de execuție de asistent medical, grad debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială, compartiment cabinete medicale și asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud. Condițiile de desfășurare ale concursului sunt: proba scrisă va avea loc în data de 10 iulie 2017, ora 10, la sediul primăriei Municipiului Aiud. Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 28 iunie 2017, ora 18, la biroul Resurse Umane Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud și pe site-ul www.aiud.ro. Relații suplimentare se pot obține la biroul Resurse Umane Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera 22 și la numărul de telefon 0258 861 310, interior 1013, biroul de comunicare și relații publice Primăria Municipiului Aiud. La porțile cetății cine e? Sunt eu, candidatul UAB. Nu sta la poartă, fi admis la studiile universitare de licență, masterat și doctorat ale Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, la facultățile de istorie și filologie, științe economice, științe exacte și inginerești, drept și științe sociale sau teologie ortodoxă. Admiterea se desfășoară în perioada 17 iulie-25 august 2017. Construiește-ți un viitor sigur alături de noi. Pentru detalii, vizitați site-ul uab.ro. Știm că ții la amintirile tale, așa că suntem gata oricând să fim alături de tine și să imortalizăm cele mai fericite evenimente. Dacă te pregătești să începi viața în doi, dacă ți duci copilașul la Sfânta Taina Botezului sau dacă vrei să păstrezi imagini de la alte evenimente memorabile din viața ta, suntem aici pentru tine. O echipă de profesioniști de la Capital TV e gata oricând să transforme clipele tale de fericire în momente memorabile pe care să le revezi cu plăcere peste ani. Dacă ții la amintirile tale, alege Capital TV și cere oferta de preț acum!
Din nou în direct, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua ediției noastre din această seară cu domnul Iacob Mesa, Roșâncă, primarul municipiului Lupeni. De ce sunteți încă primar, domnule? Întrucât tufărișul de acte, după ce îți câștigi un mandat de primar... Spune-ți și mie, că eu habar n-am care e mersul desfășurarea evenimentelor până apuci să preiei mandatul. Deci prima dată trebuie făcut exercițiul bugetar depus de contul pentru tot ceea ce s-a cheltuit pe campania electorală. După care instanța te validează, de acolo spune că în termen de 20 de zile trebuie să depui jurământul după ce ești validat de către instanță, dar pe urmă merg la prefectură până se emite ordinul prefectului, toate lucrurile astea durează. Deci noi avem astăzi, în 11 am fost alegerile, astăzi suntem în 23, avem 12 zile, în care nu s-a întâmplat decât doar de contul și doar judecătoria am înțeles că a validat candidatura. Acum așteptăm să își facă demersurile celelalte până la nivel de prefectură, după care prefectul de ordinul vine, îi face numirea și sperăm că în viitorul foarte apropiat să avem și primarul titular al orașului Lupeni. Deci dumneavoastră momentan gestionați primăria doar în ceea ce privește problemele curente. Tot nu, tot ceea ce înseamnă. Deci nu am nicio restricție în privința asta. Deci ca și un primar... Nu sunteți cumva ca și un primar care e demis sau ceva? Nu. Deci absolut totul. Ce proiecte importante pentru orașul Lupeni aveți momentan în derulare? Pentru ca să știe lumea că la ce să se aștepte. Unul din proiectele grele și dificile care acum le-am început și sunt în execuție, deci oamenii de pe strada respectivă pot să confirme și cred că se uită dacă la emisiune, este vorba de strada Pomilor, o stradă care niciodată nu a avut rigole, nu a avut canalizare, nu a avut asfalt, ci doar pământ și piatră, și unde erau porțiuni de nu puteai circula decât cu greu cu mașina mică. Noi acolo am intrat și facem lărgire a drumului. Avem chiar acum unde lucrăm la un zid de sprijin care va trebui să preia o parte a unui versant de deal. Numai fundația acelui zid de sprijin are o lățime de 2 metri și o adâncime de 1,40 m. Cu armătură de beton și cu tot ceea ce trebuie. Lucrare complexă și sperăm că până spre sfârșitul lunii iulie să putem realiza cel mare zid de sprijin care trebuie realizat pentru a prinde versantul, să nu avem alunecări de teren și să putem lărgi drumul. Vom încerca să pietruim acel tronson de drum care e vorba aceea, de la un capăt la celălalt are aproape un kilometru, pentru a putea devia circulația care va fi deviată de pe calea Brăiei până jos la jandarmerie, întrucât acel tronson va intra în canalizare și va trebui oprită circulația și atunci se va circula pe alternativa a doua, pe strada Pomilor. Deci o stradă care nu a fost reabilitată probabil niciodată, la final va avea asfalt, rigole și tot ceea ce este necesar. O altă problemă cu care se confruntă cetățenii în primăria Lupeni este, să zicem așa, într-un fel, lipsa de transparență a primăriei. Funcționarea site-ului, foarte multe lucruri care ar fi putut fi rezolvate fără o deplasare la primărie, necesită totuși deplasarea cetățenilor la primărie. V-ați gândit și la aspectul acesta ca să... Da, cine urmărește mai îndeaproape acest aspect, le-am transmis și consilierilor în ședința de luna trecută. Am început deja să postăm și noi pe site-ul primăriei, l-am avut, dar n-a fost funcțional. Băiatul care trebuia să se ocupe de problema IT-ului și tot ceea ce înseamnă electronică pe primăria Lupeni a fost în perioada anterioară șef birou resurse umane, cu totul anormal, în loc să-și facă meseria ce trebuia să-și o facă. Am și schimbat în ianuarie imediat. L-am pus pe postul care îl avea, am numit un alt interimar la biroul resurse umane. Se ocupă deja de parte ce înseamnă IT, fiindcă nu-i numai problema din primărie. Noi avem tot ceea ce înseamnă camere de luat vedere, avem poliția locală care supraveghează toate sistemele. Deci nu-i numai ce este în primărie. Deci e multă parte de electronică de care el trebuie să se ocupe și de IT. Și l-am degrevat de partea de serviciu resurse umane să ocupe numai de această treabă și treptat vor apărea și hotărârile de Consiliu și tot ceea ce înseamnă transparență pe primărie. Dar abia am început de 2 luni de zile să postăm și noi unele probleme care le avem în primărie, care nu erau și
cetățeanul avea dreptate, nu era informat online nimica. O altă problemă cu care se confruntă și se va confrunta în viitor orașul Lupeni, municipiul Lupeni, cu toate că a fost prezent aici în emisiune ministrul demisionar al energiei, care a spus că mina Lupeni va funcționa până în anul 2024. Cu toate acestea, vedeți, primăria orașului Lupeni a luat decizia de a se debranșa de la, să zicem, alimentarea cu agent termic primar de la termocentrala Paroșeni. A fost o decizie bună? Cum vedeți dumneavoastră toată această poveste? Pentru că, vedeți, în comparație cu Petroșaniu, cu Vulcanul, agentul termic la Lupeni are de parcurs un kilometru maxim. Poate vă va surprinde ceea ce vă spun, dar anul trecut, în luna iulie, când am fost convocați la prefectură pentru această problemă privind sistemul de încălzire centralizat, adică de la uzina Paroșeni, eu am fost acela care am spus pentru Lupeni nu. Și vă și demonstrez de ce am spus nu, pentru că orașul Lupeni, cu o iarnă în urmă, aveau doar 241 de abonați în tot orașul. Ceea ce însemna că erau blocuri unde era un apartament, două, trei. Deci nu era sustenabil să plătesc pe cei ce erau la punctele termice, să facă în trei schimburi, plus asigur este sâmbăta și duminica. Nu era nici pierderea pe agentul termic care se producea pe rețea, fiind toate blocurile având instalații de pe vremea lui domnul Ceaușescu, cum s-ar spune? Tovarășul Ceaușescu. Tovarășul. Că oricum a fost un domn pentru țara asta și a făcut multe în comparație cu alții. Deci, noi putem să fim nostalgici pentru vremurile care le-am pierdut, chiar dacă era există acum libertatea de a vorbi, de a spune, dar nu este libertatea ceea ce privește protecția omului, siguranța omului, siguranța zilei de mâine. Avem multe. Am înțeles, dar domnule Iacob Mezaroș, vedeți? Și asta a fost motivul pentru care... Foarte bine că ne-am întâlnit pe această temă astăzi seară, fiindcă totuși ați zis că ați avut anul trecut în jur de 240 de abonați. De ce ceilalți abonați s-au debranșat? S-au debranșat pentru că ce se întâmplă? Dacă vă aduceți în aminte în iarna 2013-2014, da. A fost luna decembrie, în data de 19 sau 21 decembrie, când a pornit sistemul centralizat de căldură. Și iarna era venită din octombrie, deja se primi fulgi de zăpadă. Păi dacă uzina Paroșeni așa a procedat să livreze agent termic, fiecare și-a băgat o sobă, și-a băgat centrală pe gaz, a încercat orice altceva. Și au zis, domnule, noi nu mai vrem să stăm, să răbdăm fric pe banii noștri crezând că noi avem căldură. Deci a fost vina uzinei Paroșeni, n-a livrat agent termic și nici nu și-a întreținut rețelele principale. Păi dacă vara nu-ți faci sanie și iarna căruță, la revedere. Ei trebuia vara să facă probe cu apă rece, peste tot, unde e stricat, unde e spart, înlocuiesc. Nu când pornesc toamna aici, am pușcă acolo, n-am făcut nimica. Deci trebuie și o mână de gospodar să fie pe rețelele principale. Indolența celor de la care au administrat această rețea. Păi au administrat această rețea prost după ce s-a văzut că la complexul energetic astăzi e unul, mâine altul, astăzi este un șef, mâine altul șef. Nu mai știa cine să dea ordine, cine pe cine să numească și la cui să-i cer răspunderea pentru ce se întâmplă. Și au lăsat de la unul la altul să decurgă lucrurile în mod prost, rețelele s-au degradat și nu numai rețelele principale, că eu am fost de acord. Bun, hai să venim cu rețea nouă pe conducte de propietilenă. Să nu ne mai punem problemele că ruginesc, că acum este tehnologie, este tot ceea ce trebuie și nu mai ne trebuie dimensiunea cum avem acum. Mergem cu conducte de 600. Poți merge cu 250, suficient. Dar e un cartier și e schimbat toată rețeaua secundară la bloc. Pe locatarii spui, domnule, vei avea căldură la un preț mult mai mic, dar toată lumea schimbă rețeaua de sus și până jos și calorifere și tot, nu mai mergem pe rugina ce există. Totul nou. Și dacă dai drumul la un cartier sau la 5-10 blocuri și o să vadă care e posibilitatea de a încălzi centralizat și eficiența, cu timpul vor cere și celelalte cartiere. Bun, dar până nu ai un experiment undeva, nu poți. Bun, dar domnule Mezaroș, aceste investiții pe care pe bună dreptare le-ați subliniat mai înainte presupun foarte mulți bani. De ce
acea idee, acea discuție despre crearea în Valea Jiului a unei asociații de dezvoltare intercomunitară nu a luat ființă și să fie accesat banii europeni, fonduri europene pentru treaba asta. Pentru că noi când am ridicat această problemă a rețelelor principale și noi ca primările să ne ocupăm de problemele secundare, deci coloanele, ce înseamnă distribuția dintre punctele termice către blocuri. Dar până la punctele termice, uzina Paroșeni să vină să își schimbe rețeaua principală, mi s-a spus uzina Paroșeni blocată de acolo, nu poate accesa, nu poate face. Păi și atunci noi ca primării ce să facem? Dacă tu îți vinzi marfa, dă-mi-o la poartă, domnule, dacă ți-o vinzi. Păi da, până la urma urmei și erau foarte interesați în menținerea activității de extracție a cărbunelui din minele din Valea Jiului, nu-i așa? Acum, dacă s-a terminat cu termoficarea în Lupeni, cantitatea de cărbune care trebuia arsă în cafurile acelea de la termocentrală nu se mai arde și nu mai e necesară. Și atunci pierdem locuri de muncă, deci ne învârtim așa într-un fel de cerc vicios, nu? Deci toți ar vrea, dar nimeni nu se implică. Aici ar fi trebuit clar să spună, domnule, bun, noi ca să asigurăm apă caldă, că atunci aveai punctele termice cu tot ceea ce trebuie, puteai să dai non-stop ca la bucureșteni, apă caldă în toate blocurile. Păi eu știu cazuri în Lupeni care se duc la mine când fac minerii baie, să prindă și eu în duș să facă o baie, că n-au posibilități, n-au curent, n-au boiler acasă, n-au... Păi adică noi ne ducem undeva în Eviu Mediu, în loc să progresăm, ne ducem înapoi. Pentru că nu le gândim din timp. Ce trebuie să facem? Dom'le, vino tu ca instituție și spune, mie îmi trebuie atâtea tone ca să am asigurat agent termic și apă caldă. Pentru aia trebuie să-mi funcționeze exploatarea cu tare minieră și să-mi dea cărbunele mie. Eu cred că atât de simplu era și de la Paroșeni sau de la Vulcan, o bandă transportoare directă la uzina Paroșeni, nu mai vagoane, nu mai nimic, direct, dom'le, la ducea cărbunele la botocalului, cum se spune. Dar trebuie implicare. Da, domnule Iacob Mesaroș, am un caz la Petrila mai deosebit, domnul Mitruț Daj, dacă Teddy mă aude, să încercăm să facem legătura telefonică cu dânsul ca să auzi și dumneavoastră ce situație e acolo, să ne povestească în direct cu ce se confruntă, dacă se poate bine, dacă nu, să continuăm până atunci. Vedeți, s-a vorbit foarte mult de straja. Da. S-a vorbit foarte mult de situația încălcită în care se află stațiunea acolo. S-a vorbit foarte mult de lipsa unui plan de dezvoltare. Plan urbanistic zonal. S-a vorbit foarte mult de faptul că foarte multe cabane de acolo nu au autorizație din partea ISU. Cabanele sunt foarte apropiate unele de altele. Nu există nicio sistematizare. Ce v-ați propus să faceți în straja astfel încât într-un viitor previzibil acea zonă să fie într-adevăr o zonă foarte importantă pentru ca și bugetul local și tot orașul să beneficieze de pe urma stațiunii? Noi la formarea bugetului am și prevăzut 500 de milioane, adică 50 de mii noi pentru a putea obține puzul pe stațiunea Straja. În sprijinul a ceea ce înseamnă puz pe Straja, am mai obținut o decizie definitivă și irevocabilă în ceea ce privește terenurile din Straja, de la Curtea de Apel Alba Iulia. S-a clarificat problema juridică a terenurilor. Urmează doar acum să vedem. Adică vreau până acum eram blocați din cauza proceselor. Vreau să vă rog să-mi detaliați sentința de la Alba Iulia și ce prevede această sentință în legătură cu situația juridică a diferitelor terenuri. Deci terenurile care primăria le-a dat cetățenilor să-și construiască cabane pe ele, chiar dacă au venit unii și le-au revendicat că a fost a meu, că a fost a lui, s-a făcut o expertiză, s-a măsurat terenul neocupat, terenul care a fost ocupat prin diferite hotărâri de Consiliu, mai corecte, mai incorrecte, și instanța a spus așa, suprafețele rămase libere în stațiunea Straja, în suprafață totală de cât au avut dânsii, se vor da către composesoratul Straja. Deci noi le vom da cetățenilor care fac parte din composesorat terenurile lor, dânsii vor avea posibilitatea
să le vândă, să construiască, să-și facă pârtii, tot ceea ce doresc. Dar atunci putem intra pe celelalte vechi în legalitate. Le putem da la oameni hârtii și acte să intre în legalitate cu ele. Că erau practic în imposibilitate de a-și obține avize și tot ceea ce au nevoie. Acum, având sentința de la Alba Iulia definitivă și revocabilă, va veni o comisie care va pune în proprietate pe cei din asociația care sunt acolo, cum mărlanii, își vor lua terenurile înapoi, dânșii fac ce vor pe terenurile lor, bineînțeles, să obțină autorizații, avize pentru tot ceea ce vor să-și facă. Dar partea juridică a terenului este rezolvată. Noi suntem avansați cu puzul, sperăm că în maxim o lună, două, să avem și puzul pe straja și vom putea, da, exact, de exemplu, dumneavoastră ați avut în construcție o cabană care v-am dat aprobare pentru 110 metri pătrați, dar la măsură au ieșit 118, că te-ai mai mărit cu ceva, că... Deci noi nu puteam să punem în legalitate diferența aia de metri, fiindcă nu aveam puzul. Îi vom pune pe oameni în legalitate cu tot ceea ce înseamnă construcțiile, ca ei să poată să-și facă demersurile. Bine măcar că guvernul a mai prelungit, că era până 30 iunie data limită în care ISU putea să vină să spună nu, de astăzi te-am închis. O mai dat o derogare până 30 decembrie. Deci avem posibilitate încă 7 luni de zile de acum să ne punem la adăpost în tot ceea ce înseamnă legislația privind ISU. Deci eu vreau să vă întreb așa, dumneavoastră ca și edil al orașului, pe perioada asta de 6 luni, ați făcut cumva o, să zicem, o statistică în legătură cu numărul cabanelor și a proprietăților de acolo din straja care au toate actele legale în legătură cu protecția la incendii? Da, și vă pot spune că sunt doar 8 cabane care au tot ceea ce le trebuie și s-a din totalul de cât? Din totalul de vreo 190 și ceva de cabane. Doar 8. Pentru că acolo, eu știu așa, după capul meu, că le trebuie scenariul la incendiu, proiect privind... Doar 8 cabane sunt autorizate ISU din toate punctele de vedere. Semnalizarea, alarmarea în caz de incendiu, că ați văzut ce s-a întâmplat acum. În ultima vreme, presa ne arată că se întâmplă tot mai frecvent incendii devastatoare în tot felul de astfel de locuri. Noi avem și un scenariu care l-am comandat celor de la DEVA, să vedem ce posibilitate avem, întrucât sunt cabane care nu au nici măcar 50 de centimetri între ele. Ce posibilitate există de a limita focul în caz de ceva? Dânșii ne-au spus că ar exista posibilitatea ridicării unui zid de beton care să le separe. Bun, dar aceasta, stau și mă gândesc acum, dacă mi-ați ridicat problema asta, stau și mă gândesc așa. De ce, dacă sunt doar 50 de centimetri între cele două cabane? Obiectivul nu este tratat global, adică cele două cabane să fie luate ca un tot unitar și tratate, și în scenariu împotriva incendiilor, să fie tratate cele două cabane ca fiind una singură. Pentru că e mult mai eficient așa, nu? Pentru că pe legislația ISU există 4 perimetre de delimitare. Și, de exemplu, pentru stațiuni, cum avem noi pe straja, perimetrul de delimitare îi dă 250 de metri pătrați. Și în lege spune așa, că în perimetrul de 250 de metri pătrați, dacă există două cabane, trei, una, și una are grad de risc 4, adică cel mai grav, și toate celelalte trei, de exemplu, au de 1, deci fiind foarte bune, primesc riscul de grad 4 de la... Exact. Cea... Exact. Și atunci trebuie delimitat ca să o separe de celelalte adică trei. La aia care au riscul 1 nu le convine să fie încadrați în gradul 4. Sigur că da. Și porțiunile, parcelele foarte mici de delimitare sunt doar de 250 de metri pătrați. Pentru stațiune. Dacă sunt două cabane una lângă alta, spațiul de despărțitor dintre ele și fiind 50 de centimetri. Și noi am încercat toate variantele și încercăm că practic sunt mulți oameni care și-au investit toată averea de o viață acolo. Și acum să vii să spui, bă, sunteți doi. Pe parcela asta nici tu, nici tu. Care demolați ca să putem păstra delimitarea în cei 250? Da. Nu-i corect. Deci trebuie să găsim o soluție totuși să fie și legală, deci, și să apăcăm și capra și varza. Până la urmă, într-un timp previzibil, spun eu, și această situație se va rezolva. Se va rezolva, plus că se va rezolva prin faptul că noi acum dorim să punem în straja, prin sistemul care îl facem acum cu apa și canalizarea, pentru fiecare străduță între aleile de cabane, hidranți de apă. Ceea ce acum sunt doar 3 sau 4 toată stațiunea. Noi dorim să fie cel puțin 30-40 de hidranți de apă. Fiindcă degeaba atunci vrei de aici până vine pompierii de jos sau vin cu utilajele, arde totul.
Bun, ultimă problemă în legătură cu domeniul schiabil din Straja. Unii dintre, să zicem, candidații la funcția de primar în alegerile acestea spuneau că se impune cu necesitate crearea unei parcări la baza telecabine sau ce aveți acolo la Straja, în Lupeni, în orașul Lupeni. La telegondolă. La telegondolă. Deci problema parcării este rezolvată. Noi am făcut o trecere peste pe râul Brăița și acolo s-a nivelat terenul pe vechea albia pe râului Brăița, intră cel puțin 1000 de mașini în parcare. Cel puțin 1000 de mașini. Dar acolo este parcare păzită, da. Betonată, aranjată. Nu, deci e adusă la nivel de pământ, dar este cu pază, cu lumină, cu tot ceea ce trebuie și asigurată paza. Pentru că eu mă gândesc așa, că un turist care vine... Că acolo ar trebui jos la bază, la gondolă. Făcut un complex sportiv și un hotel. Te duci, schiezi, te simți bine, cobori seara jos, ai un bazin de not, ai tot ce trebuie acolo, te duci în oraș, servești masa undeva la un restaurant, ai venit dimineața, te duci iar la schiat sus. Păi nu la are asta, rost. La asta mă gândeam și eu că ar trebui făcut ceva acolo. Deci acolo trebuie gândită problema și atras investitori care să facă ceva care să miște. Noi acum chiar am avut o întâlnire săptămâna aceasta cu cei ce pregătesc niște piste de biciclete pentru trasee de munte, mountain bike. Încântați! Deci dacă dânsii promovează și își pregătesc traseele, vor fi mai mulți tineri și turiști cu bicicletele vara decât schiori iarna. Fiindcă avem posibilități să legăm Lupeniu cu Vulcanul prin aceste trasee. Domnule Iacob Mesaruș, ne apropiem vertiginos de finalul ediției din această seară a emisiunii noastre. La final, așa, ce puteți spune locuitorilor din Lupeni în legătură cu perioada în care ați gestionat treburile orașului și mai ales ce va fi în viitor? Aș vrea să le mulțumesc pentru faptul că m-am înțeles în ceea ce le-am transmis de fiecare dată, cu lucrări de șantiere, să-și mute mașinile, nu se poate în ziua de astăzi, strada respectivă este închisă. Tot felul de probleme de acest gen, dânsii au înțeles, să înțeleagă că și în continuare vom face tot ceea ce este necesar ca municipiul Lupeni să se dezvolte. Cum am avut echipă și am lucrat în echipă acest an de zile, care s-a împlinit chiar astăzi, vom face echipă și pe viitor și sperăm ca la terminarea acestui mandat în 2019 să putem să venim să stăm la masă cu dumneavoastră să spunem, am promis că vor exista toate străzile asfaltate, am promis că va exista canalizare în cartierul Ștefan, am spus că drumul respectiv va fi realizat. Tot ceea ce am promis, dorim ca la sfârșitul mandatului să pot să vin să stau cu dumneavoastră la masă și cu ceilalți din conducerea primăriei să ne spune că ne-am achitat de ceea ce am promis oamenilor. Și nu au fost doar promisiuni de șarte. Eu cel puțin n-am candidat acum, dar le-am promis la oameni. Facem, continuăm, lucrăm și sper că oamenii au înțeles și mă vor înțelege în continuare că în echipă vom face tot ceea ce este necesar pentru oraș. Domnule Iacob Mesaruș, vă mulțumesc tare frumos că ați acceptat invitația mea din această seară. Vă felicit pentru activitatea pe care ați depus-o la Primăria Lupeni. Sper că să rămâneți în continuare viceprimarul orașului și din această poziție să-i ajutați pe oameni. Și ce să vă spun? Succes cu PSD-ul! Mulțumim! Atât a fost pentru această seară, doamnelor și domnilor. Ne vedem luni seara, începând cu ora 20:30, la o nouă ediție a superbei noastre emisiuni. Dumneavoastră vă doresc să aveți un weekend foarte plăcut, alături de Capital TV. La revedere!